Astăzi, la ora de cripto, o să vedem ce s-a întâmplat cu piața de a început să crească de ieri până astăzi. Bitcoin a urcat 6% și câteva altcoin-uri au performat destul de bine și o să vedem targeturile următoare, până unde ar putea să meargă și ce se întâmplă și pe piața bursieră. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să apăsați butonul de like și să lăsați un comentariu, deoarece mă ajută foarte mult la creșterea acestui canal. Bitcoin la 20.200 de dolari, Ethereum puțin sub 1.400 de dolari și toată piața este într-o urcare mică. Bitcoin la 20.200 de dolari. Și hai să vedem ce s-a întâmplat de a început să crească. Ei bine, ieri vă spuneam de acest triunghi simetric pe 4 ore și cred că exact aici vă spuneam când era pe cale să iasă, că dacă închidem pe 4 ore ar trebui să începem un uptrend. Ceea ce s-a și întâmplat, am văzut o decizie foarte repede din acest triunghi simetric și Bitcoin a pompat aproximativ vreo 6-7% și a trecut de 20.000 de dolari. Arată foarte bine pe termen scurt, da? Volumul este destul de mare, volumul este ok. Dacă deschidem EM ribbon-ul la fel pe 4 ore, putem vedea că am ajuns la o rezistență, la EMA 200 pe 4 ore, da? Vedeți aici, ultima dată când am depășit EMA 200, am pompat bine de la 21.000 până la 22.800 de dolari. După aia a venit Fed-ul și ne-a dat în cap, da? Și acum Bitcoin din nou la EMA 200. Sunt foarte curios în următoarele ore dacă va ține EMA 200. Aici aș vrea să țină, să facă o consolidare, da, ceva de gen, un bull flag și după aceea să pompăm și mai tare. Asta trebuie să fim atenți, sau dacă va face o consolidare aici la EMA 200, după aceea s-ar putea să și scadă, da, trebuie să vedem ce se va întâmpla exact la această linie galbenă, la EMA 200 pe 4 ore, ca să vedem pe termen scurt ce se poate întâmpla dacă Bitcoin mai are gaz, dacă Bitcoin mai are putere să își continue uptrendul, da? Deci pe termen scurt chartul arată destul de bine. Mergem pe daily. La fel, pe daily vedem o lumânare mare verde cu un volum destul de mare și arată bine. Vedem încă o dată acest suport care ține și încă o dată un bounce. Practic din iunie tot facem bounce de la acest suport important. Ca să fiu mai bullish pe daily, va trebui să depășim 20.800 de dolari. Odată închis peste 20.800 de dolari, atunci ne putem gândi la un uptrend, da? Vedeți, tot timpul după ce am închis peste EMA, peste EMA ribbon pe daily, nu am stat foarte mult, ne-am corectat, da? La fel și aici, am stat puțin, ne-am corectat, la fel și aici, am stat puțin, ne-am corectat, aici am stat o zi, ne-am corectat, da, vedem dacă de data asta este un fake out sau nu. Ca să știm că nu este un fake out, atunci Bitcoin va trebui să stea peste 20.800 de dolari și să tot pompeze și să nu meargă sub EMA ribbon. Dacă va veni până în 20.800 și după aceea se va corecta, va fi doar un fake out, va fi doar un pump și atunci vom scădea, da? Vedeți că nu am stat foarte mult timp peste EMA ribbon pe daily de foarte multă vreme încoace, de anul trecut din noiembrie nu am stat foarte multă vreme peste EMA ribbon, doar pe aici, da? Vedeți, prin aprilie mai am stat ceva vreme acolo până am pompat la 48.000 de dolari. Și da, cam asta ar fi pe daily, da? Vom vedea în zilele următoare dacă este un fake out sau nu. Mergem și pe burse. Deoarece vă spuneam că S&P-ul a ajuns la un nivel cheie, un nivel care, dacă scade sub acel nivel, ne putem duce destul de bine în jos și poate de asta mai vedem câteva zile de uptrend. Pe daily, pe S&P putem vedea și un double bottom, da? Care nu s-a dus sub acest prag, sub 3640 de dolari. Dacă S&P-ul o să meargă astăzi, mâine, poimâine, sub 3640, sub acest prag, atunci și cripto ar trebui să fie tras în jos și să scadă. Da? Mare atenție la S&P, deoarece aici este cheia pentru următoarele săptămâni pe toate piețele, deoarece a ajuns la EMA 200 pe weekly. Și cam când scade sub acest prag, merge bine în jos. Da, destul de bine. Următorul target ar fi undeva la 3200 pe S&P, da? Gândiți-vă ce ar însemna asta pe cripto,
ce înseamnă asta pentru Bitcoin în mod special, da? Deci săptămâna asta este decisivă pentru S&P. Merge și pe dominanță, BTC.de. Dacă priviți pe Coin360, vedem Bitcoin este la 5%, Ethereum aproape 5%, dar vedeți că foarte puține altcoin-uri performează mai bine decât Bitcoin. Asta este datorată faptului că dominanța este în urcare, da? Și asta se numește un Bitcoin season, adică când Bitcoin pompează și celelalte altcoin-uri urcă, dar nu urcă atât de bine ca și Bitcoin. Ca și într-un altcoin season, când Bitcoin urca, altcoinurile urcau de două ori mai mult, da? Asta se întâmplă în bear market deoarece urcă dominanța și de obicei Bitcoin câștigă în paritatea cu altcoinurile. Adică când dominanța urcă, dominanța Bitcoinului urcă, când Bitcoin pompează, scade ETH.BTC, da? Cam toate monedele în paritate cu Bitcoin. Și atunci, dominanța va ajunge foarte repede în următoarele ore, cred eu, în această zonă 41,52. Odată reject aici, a doua oară și vom vedea a treia oară. Dacă va închide a treia oară peste această casetă, peste acest dreptunghi, peste 41,5, ar trebui să pompeze până în 42,50, 43,60, da? De așa atunci, altcoinurile ar că ar trebui să scadă puțin sau să urce puțin, adică dacă Bitcoin o să urce 10%, atunci altcoinurile o să pompeze poate 3, 4, 5%, da? Dar vor pierde în paritate cu Bitcoin. Și atunci v-aș recomanda, dacă dominanța Bitcoin trece de acest prag, dacă închide pe daily peste acest prag, să deschideți niște poziții de short pe ETH în funcție de Bitcoin. Deoarece atunci va merge în jos această paritate și noi vom face bani. O să mergem imediat și pe acest lucru. DXY-ul, dolarul a depășit 5,13 lei. Un dolar este 5,13 lei, se apropie de 5,15. DXY la 114. A fost chiar și la 114,5, dar aș crede că ar trebui să vină o corecție pe DXY foarte curând, da? Adică nu putem merge la nesfârșit atât de sus. Vedem ceva lumânări de pe DXY foarte mari într-o singură zi, da? De 1% într-o singură zi. La fel aici, 1,61. Această lumânare iară, da? Aproape 1%. Ar trebui să vedem o corecție pe DXY în zilele următoare. Asta este părerea mea. Și mergem și pe ETH. Exact lucru ce l-am vorbit ieri, da? Dacă vine un uptrend, ar trebui să testăm zona asta din nou. Deoarece nu am testat-o foarte tare, da? Este neckline-ul de la acest head and shoulders. Și vedem că testăm astăzi zona asta. O să vedem astăzi, mâine, cum va reacționa prețul de aici. Dacă o să mergem de aici, peste această zonă, peste 1420 de dolari, am putea să fim puțin bullish pe termen scurt, cu toate că nu prea cred acest lucru, da? Dar cel mai probabil de aici vom lua un reject și ne vom continua scăderea dacă S&P-ul va merge sub 3640 de dolari. Acest lucru este foarte important, da? Și stăm și foarte mult aici la 0,61 pe Fibonacci, la 1324. Vedem o împingere în sus și vom vedea dacă vedem o direcție în jos. Dacă închidem din nou sub 1324, aici ar fi de deschis o poziție de short. Sau dacă vedem aici o lumânare de daily roșie, înseamnă că luăm un reject, da? Și am putea deschide și un short și la 1321 de dolari când va închide pe 4 ore sub acest prag. Și puteți face acest lucru pe Prime XBT fără KYC. Dacă sunteți din sănătate, puteți folosi și Prime XBT și aveți link-urile în descrierea videoclipului. Și este chiar ușor de folosit. Și mergem și pe ETH-BTC, da? ETH-BTC la fel. Vedem că este în scădere, stă aici la acest suport, la 0,5 Fibonacci. Odată pierdut 0,5 Fibonacci, putem scădea și mai tare, da? ETH-BTC încă bearish, ETH încă bearish. Mergem și pe câteva altcoin-uri care au spart o rezistență și putem profita pe termen scurt. Mergem pe Harmony, pe One. One a spart această rezistență sub care a fost din august. A spart rezistența, a ajuns la primul target. Dacă va închide lumânarea de zi peste 21 de cenți, 0,217 mai precis, am putea pompa încă vreo 10%, cred că 12%, până în 0,024 și 0,026.
doar dacă vom închide pe daily peste această zonă foarte curând, da? Pe one vedem un bounce de la acest suport și dacă tragem și linia de, de suport putem vedea un triunghi simetric din care one a ieșit. Volumul este acolo, este în creștere, este ok, da? Deci one arată chiar bine pe termen scurt. Mergem pe e-gold. Pe e-gold este vremea deciziei pe e-gold deoarece este la rezistența din acest falling wedge. Vom vedea o decizie în următoarele ore. Vedem dacă de aici va ieși în sus, va sparge rezistența, cum ne spune analiza tehnică, deoarece un falling wedge este un pattern de schimbare a trendului. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte pentru ce mai vrei de pe acest canal prin iulie anul trecut, acea scădere din iunie-iulie am format acel falling wedge mare pe Bitcoin și atunci la fel spuneam că este un pattern de reversal, adică ar trebui să spargă în sus, ceea ce s-a și întâmplat și de acolo a început bull marketul pe Bitcoin. Bineînțeles, nu același lucru se va întâmpla aici, adică nu vom porni un bull market, doar vreau să spun că un falling wedge este teoretic bullish, dar ținând cont de contextul actual din piață, vom vedea o decizie, poate vom merge în jos din acest falling wedge, da? Vedem ce se întâmplă. Dacă ia un reject de aici, de la rezistență, merge la suport și poate va ieși în jos din falling wedge. Trebuie să fim pregătiți, da? Dacă iasă de aici, dăm un long pe e-gold, dacă iasă sub suport, dăm un short. Mergem și pe link. La fel, link, vă spuneam ultima dată, pe link de acest triunghi simetric, arată foarte bine link pe termen scurt. Cam toate monedele arată bine pe termen scurt, dar nimic nu s-a schimbat pe macro. Link 8.30 a spart rezistența. Dacă uităm și la volum, volumul este acolo, este ok, nu este un volum foarte mare, dar deja vedem 2, 4, 6 zile consecutive de creștere. Da? Mare atenție la acest lucru, link a chiar depășit și această rezistență și următorul prag ar fi 9.40-9.60. Dacă Bitcoin va continua să pompeze, da? Ar putea să ajungă aici și aici cel mai probabil își va lua un reject. Deoarece este bear market și altcoinurile ar că trebui să mai scadă din punctul meu de vedere. Da, mare atenție la acest lucru. Merge și pe QNT. QNT e un proiect care îmi place destul de mult, pe care l-am mai studiat. QNT pe daily, vă spuneam ultima dată și de acest, am văzut aici un bull flag, da? Aici s-a dus și s-a dus. Pe undeva de la 91 de dolari, a pompat la 127 de dolari. Dar dacă ne uităm mai bine pe daily, putem vedea și un inverse head and shoulders. Da? Aici umărul stâng, capul și umărul drept. Și chiar acum sparge neckline-ul din acest inverse head and shoulders enorm de mare pe care l-a format din februarie încoace, da? Deci de ceva vreme acest QNT formează acest inverse head and shoulders care este un pattern bullish când depășim neckline-ul. Vom vedea dacă vom reuși pe daily să închidem peste rezistență. De aici QNT ar putea să înceapă un uptrend masiv dacă va închide pe daily peste această zonă de rezistență. Volumul este acolo pe QNT, nu știu, nu am văzut dacă sunt ceva evenimente pe el de asta crește, dar QNT chiar arată foarte bine. Dacă punem EMA Ribbon-ul, nici măcar nu are rost, este peste EMA Ribbon, este peste EMA 200, chiar QNT arată bine. Și dacă ne uităm și pe paritatea cu Bitcoin, QNT BTC, QNT BTC este cred că printre singurele monede care performează mai bine decât Bitcoin, da? Vedeți ce bine urcă. Chiar și ultima dată când am vorbit de acest triunghi simetric, l-a spart în sus. Dacă ne uităm și pe 3 zile, cred că, da, și pe 3 zile, QNT încă se apropie de all-time high-ul pe care l-a avut aici undeva în septembrie anul trecut. Este la doar, mai are încă 50%, da, dar QNT chiar arată foarte bine pe termen scurt. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc de fiecare like, de fiecare comentariu și vă aștept și pe conturile de Twitter și de Telegram. Pe data viitoare!